Mă cer. Un dezastru, da. A fost un dezastru. Andrei Nicolescu ni s-a alăturat discuției. Bună seara! Bună seara! Cum mai stau lucrurile pe la Dinamo? Fanii sunt supărați, unii dintre fani evident sunt supărați pentru rezultate. Ce se întâmplă în acest moment? Sincer, eu vă răspund noastră pentru respectul pe care îl port fanilor, că în asemenea momente mi-e și să mai ies cu vreo declarație, adică nici nu știi ce pot să spui. Pe de altă parte, nu știu, am văzut ce scrieți dumneavoastră pe bursieră, sunt informații pe care eu nu le dețin, deci nu pot să comentez așa ceva, pentru că eu din interior nu știu despre ce scrieți dumneavoastră pe bursieră acolo. Da, înțeleg, scriu colegii noștri că ar exista, cei de la Dinamo Socios ar fi cerut schimbarea lui Ovidiu Burca. Da, bun. Nu știu ce să zic acum. Dinamo Socios are, nu știu, 28 de acțiuni sau... Dar mă rog, nu vreau să intru în polemica asta, că nu face bine la acest moment. Ovidiu a declarat după meci ce era de declarat. E un moment foarte, foarte greu. Din păcate n-am putut să menținem starea de spirit de la Oradea, pentru că am văzut că am început meciul ăsta, 15 minute ne-au fost fatale, degeaba am dominat restul de meci. 15 minute au fost suficient ca să pierdem. Nu mai e nimic de zis. Din punct de vedere sportiv, foarte, foarte tensionat. Din punct de vedere financiar, s-ar putea, pentru că există această idee, scoaterea la vânzare de acțiuni. Nu, haideți, vă rog, că asta e o temă greșită, falsă, de propagandă, așa, nu știu cine vrea să o spună. Oricine vrea să discute la modul serios, apropo de participarea în acționariatului Dinamo prin de noi, poate să facă chestia asta într-o formulă profesionistă, nu la televizor, nu strigând în gura mare pe stradă, că nu se fac lucrurile așa și știți și dumneavoastră, adică nu știu de ce avem discuția. Domnule Nicolescu, vă întreabă unul dintre cei care ne urmăresc în acest moment, Mera Cătălin pe numele lui, și îmi scrie aici, te rog, întreabă-l pe domnul președinte, de ce nu aduce un om de fotbal adevărat la Dinamo? Mai e loc, nu știu, întoarcerea lui Mircea Lucescu acasă, poate pe unii dintre fani i-a pus pe gânduri. Am declarat că noi ne dorim să stăm de vorbă cu dânsul când e disponibil și să vedem dacă putem noi să ne ridicăm la nivelul așteptărilor dânsului ca să putem colabora. Nu știu asta, n-am reușit să ne vedem cu dânsul deocamdată, dar ar fi o mare bucurie măcar să putem să stăm de vorbă cu dânsul, să vedem ce își dorește sau dacă e una dintre opțiuni din altă. Da, e adevărat, s-a întors de câteva zile, are nevoie de un pic de liniște și Mircea Lucescu. Cătălin, ne lămuri? Da, bună seara, Andrei. Te salut. Am văzut un pic, ai vorbit un pic de buget. Bugetul cu datoriile incluse e mai mare decât ceea ce ai spus tu. Adică nu mai vorbiți, vă rog, să faci public de sume pe care nu le controlați, pe care nu le știți exact. Că nu are rost nici să informăm greșit, nici să atragem anumite comentarii ulterioare care să fie într-o zonă, că oricum suntem într-o zonă foarte tensionată. Și acum orice informație din asta care poate părea că ori nu e suficient, ori că e, nu știu cum, nu face bine. Iar informația pe care ai spus-o tu nu e corectă. Păi a fost o informație pe care a spus-o Răzvan Zăvăleanu la un moment dat, că este aproximativ, dar am completat, pentru că o parte din bani oricum trebuie să meargă către plata datorilor, astfel încât e greu de determinat cât este bugetul, atâta timp cât trebuie plătite în continuare datorii. La asta m-am referit. Am zis buget, aproximativ bugetul funcțional. Eu nu l-am auzit pe domnul administrator judiciar vorbind despre bugetul clubului de anul ăsta. Eu știu doar că dânsul sau firma de insolvență și-a primit tot onorariul pe toată perioada în care a fost de la început, de când nu luase niciun ban, acum este la zi cu toți banii. Sumele astea sunt sume foarte importante pentru bugetul unui club și ele fac parte din sumele care sunt suplimentare bugetului operațional, alături de celelalte datorii pe care clubul le-a plătit în acest moment și le plătește în continuare, atât pe plan cât și pe datoriile curente, pentru că erau și datorii curente din insolvență în momentul în care am venit noi, nu erau doar datorii plan. Ok, dar pe de altă parte, acum, care ar fi bugetul, dacă tot e această discuție, bugetul operațional? Eu am declarat că este între 5 și 5,8 sau anul ăsta, datorii. Datoriile ducem la un buget pe care, nu știu, puține cluburi din Liga 1 la o anul. Păi datoriile vă țin pe loc, de fapt, și de drept. Nu le țin pe loc, că noi evoluăm, dar este un ritm în care ne-am asumat să evoluăm. Problema este partea sportivă care a divagat un pic de la proiecția pe care am făcut. Există o listă scurtă cu jucători pe care vi-ați dori în iarnă și începeți să purtați niște discuții pentru că e vizibil că e nevoie de întăriri? Există. E o listă preliminară sau... V-am spus. Vor fi niște discuții mult mai aprofundate spre finalul. Da, unul dintre cei care ne urmăresc întreba ce s-a întâmplat cu Ghezali, de a scăzut atât de mult. Eu personal cred că Ghezali acum este într-o revenire de formă, dar îi trebuie ritm, că el s-a chinuit să joace, pe care n-a înțeles ce trebuie să facă și are ritmul lui, dar eu îl văd într-o creștere de formă. Chiar dacă nu are reușite, se pare că este unul dintre jucătorii care poate să facă diferența, dacă are continuitate în joc. Înțeleg că s-a stabilit data la care se va juca derbiul FCSB, Dinamo-FCSB, da? Să nu greșesc, 26 noiembrie. Da, da. Pe Arcul de Triunf? Nu, pe Arena Națională. Pe Arena Națională. Bun, ca să venim și cu această completare, eu văzusem azi la prânz că ar fi Arcul de Triunf, voiam să ne lămurim, deci pe Arena Națională. Bun, da, vă rog. Nu, am spus că am făcut acest demers pentru a închiria încă de acum o lună, deci am contat doar ziua la care Liga ne programă. Și ar fi ultimul meci pe care vom juca pe Arena Națională în acest an, urmând meciurile cu Cluj, Oțelul și Voluntari de pe teren propriu. Avem nici discuții legate de o dată din datele acestea trei, unde mai este un eveniment pe Arcul de Triunf. Eu cred că vom găsi înțelegere și la televiziuni ca să putem să programăm totul așa cum trebuie. Și în această pauză competițională, pregătește Dinamo vreun amical sau se va sta în continuare în cantonament la Săftica? Care va fi abordarea? Știu că discuta Ovidiu cu cei din staff la amical. Nu știu dacă au fixat ceva sau nu, dar cred că pot ei să anunțe dacă acest lucru se va stabili. Ne întreabă cineva dacă Ronaldo Deaconu e pe lista scurtă. Lista scurtă este pentru cei din interior, nu are cum să fie pentru toată lumea, că atunci n-ar mai fi listă scurtă, ar fi cu totul și cu totul altceva. Dar pe o listă lărgită atunci? Da, când am spus listă scurtă sau listă lărgită, mă refeream la caracterul acestei liste. Vă dați seama că nu despre asta e vorba. Dacă nu am face public fiecare dintre punctele pe care le-am fi avut, cu siguranță mult mai multe probleme am fi avut în a gestiona acele transferuri eventuale.